stabilizare, partea de aerodinamică, fac din el un elicopter de top. Deci în momentul de față se clasă și poate fi luat în calcul în mod deosebit faptul că a câștigat această licitație, fiindcă s-a făcut pe baza unor evaluări tehnice și apoi după aceea pe baza unor evaluări. A comunicat și colegul meu, domnul inginer Trăilescu, în jur de 6 milioane și ceva costat elicopterul cu dotare. Atenție. 6 milioane și ceva de euro. Acest elicopter nu este cumpărat de către Inspectoratul General de Aviație, respectiv de Ministerul de Interne, este cumpărat de către Ministerul Sănătății și transferat Ministerului de Interne. Avem în momentul de față un serviciu care poate în orice moment să ne dea o mână de ajutor dacă este nevoie. De la începutul acestui serviciu, practic, au fost efectuate 53 de curse. Întâmplarea face că prima solicitare a venit din orașul Peșca, orașul unde locuiesc eu, și chiar ultima intervenție care s-a făcut astăzi a avut loc tot în Peșca. Este o coincidență, o întâmplare. Din păcate, astăzi cel care a fost solicitată intervenția a fost, nu l-a ajutat, în sensul că persoana a decedat și este regretabil când ieși pentru acțiune și nu poți să salvezi viața omului, dar important este că acești oameni care lucrează pe acest elicopter și cei care deservesc serviciul zbor din zona de vest sunt oameni pregătiți, oameni profesioniști. Aici îl avem în stânga mea pe unul dintre cei care a participat la mai multe misiuni și vă poate spune ce probleme se confruntă și echipajul atunci când în condiții grele se deplasează în anumite locuri, acolo unde sunt solicitați. Vreau să mai fac de asemenea o mențiune. Eram ministru administrației și internelor în perioada de viscu, în perioada acea dificilă în care eram nevoit să intervenim, să salvăm vieți omenești cu echipajele care le aveam în suportile. Într-una din misiuni, echipajul a dat dovadă de mult curaj și multă pregătire, că nu mult a lipsit ca cei din elicopter să se prăbușească.